Președintele francez Emmanuel Macron s-a angajat să investească 150 de milioane de dolari în Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă pentru a combate sărăcia și schimbările climatice în zonele rurale, transmite Reuters, scrie News.ro. Franța a decis să găzduiască și să organizeze cea de-a 13-a reaprovizionare a IFAD și lansează acum un apel pentru contribuții prin asumarea angajamentului, a spus Macron într-un mesaj video difuzat în timpul unui concert caritabil organizat la New York de grupul non-profit Global Citizen. IFAD este o agenție a Națiunilor Unite cu sediul la Roma care lucrează pentru combaterea sărăciei și a foametei în zonele rurale ale țărilor în curs de dezvoltare. De asemenea, Franța s-a angajat să acorde 40 de milioane de euro Fondului Global al ONU pentru educație în situații de urgență și crize prelungite în perioada 2023-2026, a spus secretarul de stat pentru dezvoltare și parteneriate internaționale. Yeah.